Universitățile și-au deschis ieri porțile. La festivitatea de deschidere care a avut loc în sala albastră a Universității din Craiova au fost prezente oficialități locale, în frunte cu primarul, prefectul și vicepreședintele Consiliului Județean, conducerea universității, cadre didactice, studenți, dar și reprezentanți ai mediului economic, printre care directori ai companiilor Ford și Pirelli. Rectorul Universității din Craiova le-a dat studenților o veste bună încă din prima zi, aceștia urmând să aibă mai puține cursuri ca în trecut. Anul acesta universitar începem cu planul de învățământ remaniat. Numărul de ore de activități de predare, deci de activități directe cu studenții, a scăzut. A scăzut la minimul general pe care ne-l permit standardele stabilite de Agenția Română a Asigurării Calității. Nu este vorba aici de a face reduceri pe planul cheltuielilor. Deși este important și acest lucru. Este vorba de a lăsa studentului mai mult timp pentru studii individuale. Nimeni nu ajunge să fie performant în carieră dacă atunci când se formează este obligat să învețe. Această instituție de învățământ superior are viitor. Bineînțeles că în momentul în care vezi câte lucruri se întâmplă în această universitate, ce evoluție, ce drum, într-un sens pozitiv a parcurs această universitate, îți dorești foarte să mai fii student. Am putea vorbi despre trecutul, prezentul și viitorul Universității Craiova, dar lucrurile vorbesc de la sine. Fiecare știe că această universitate este cunoscută și recunoscută. Universitatea de Craiova a cunoscut o continuă dezvoltare încă de la înființare, reflectată în special de evoluția studenților. Dar studenții, sunteți într-o competiție în care meritul trebuie să fie criteriul de alocare a resurselor. Sunt sigur că veți face cu succes deoarece sunteți generația care va duce mai departe ceea ce noi am început și acest lucru este posibil numai dacă dați dovadă de multă seriozitate și perseverență în ceea ce faceți. Cinstiți profesori, stimați părinți și invitați, bun găsit, vă spune un proaspăt pe voca Facultății de Drept. Mă numesc Valentina Nețoiu și este o deosebită onoare să mă aflu în această zi special în fața dumneavoastră. Țin să menționez că mie mi s-a împlinit visul, am devenit studentă la drept și bucuria e cu atât mai mare cu cât este exact ceea ce îmi doream. De mică îmi plăcea să fac dreptatea, paratea ta mea era reflectată de atunci și cred că ești decam pe cei dați după capricele de moment, însă acum sunt într-un unei noi provocări și știu că această facultate mă va ajuta să discern între ceea ce este corect și incorect, între bine și rău. Studenții așteaptă rezultate cât mai bune noul an universitar. Primul pas pe care l-au făcut a fost să-și noteze orarul. Luăm orarul, ne pregătim pentru un nou an universitar și acum am venit să luăm orarul. Ce așteptări aveți de la noul an universitar? Rezultate cât mai bune pentru o reușită în viață. La ce specializare studiați? Franceză italiană. Și ca și perspectivă, la ce v-ați gândit pe viitor? Translator, ceva în acest domeniu. Ce așteptări aveți de la noul an universitar, domnule? Nu știu. Nu v-ați făcut așa un plan? Eu știu, burse? Da, mai multe burse sociale, mai multe burse de merit. Trebuie să aplicați și pe un program de mobilitate? Nu, deocamdată nu. Sunt în anul 3, sunt ocupată cu licența și... Succes! Mulțumesc mult! Orarul cum vi se pare? Destul de lejer. În prima zi a noului an universitar, în holul central al universității, a avut loc un concert susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia.